Ce? Și bună ziua! De ce băci? Ciocolată. A, amăruie. Amăruie. Uitați florile mele. Suntem acasă, urmează să mergem la piață. Mergem la piață. Aici sunt florițele lui mami. Cu suportul ce l-am luat de la obor. Am scos lămâia afară. Și lămâiul ăsta al care mami l-a ciopărțit tot. Văd că totuși au dat și el niște frunzișoare și o floricică. Vedem ce-o fi de el. Asta așa mare a fost, așa, și-o rupt o ciuciulache. Asta e floare de hârtie. Și ieri ne-a dat fratele Costel smochin. Au zis că o să se prinde, dar s-ar putea astea acum să cadă, fiindcă nu mai are rădăcină. Știi, mami? Da. Și lavandă, asta tot smochin îi, și ăsta e smochin ce am pus noi, am cumpărat și am pus, dar nu cred că s-o prins. Ăsta e cachi și ăla e vișin. Vișin odată. Și acum da, mergem la piață. Hai aici. Deci, trandafirul ăsta de mijloc, bâta asta de mijloc. Da. Asta eu am plantat-o anul trecut. Uh-huh. Ăsta e vechi, bătrân. O mai avut și aici, dar s-a uscat. Și am pus acolo în mijloc, dar sunt aceleași flori. Și ia că uite ce frumos s-a înflorit. Ăsta da. E de anul trecut. Ăsta e a nostru, ăla vechi. Ai văzut? Exact ca ăla. Ăsta e, uite. Serios? Da. Uite, vezi că se mișcă, că pe el l-am. Nu, eu am crezut că e a nostru, ăla vechi. Ce tare. Acum văd. Nu vezi să nu mai ciopățești și pe ăsta, ca pe ăla. Da. Ăla vechi a fost un trandafir minunat, s-a pus mami și l-a tuns de jos. Și nu a mai dat așa frumos. Probabil că i-a tăiat... Angie, mergi cu noi. Fii cu noi, la piață. Și mergem și după Natalia. Hai, îmbracă-te, repede. Atunci să schimb asta? Și eu cred că schimb, că mi-e cam rece în asta. S-a făcut foarte rece. Da. Părul nostru... Nu prea are pere, dar are câteva, dar nu prea are. Anul trecut, dar arată foarte bine, arată frunzele, că l-am stropit. Uitați, astea sunt florile ce și le-a cumpărat Natalia. Doamne, iartă, mă buruie. Sincer, Natalia și le-a luat și ele sunt mici acum. Și uite ce bine le merge, uite ce voioase sunt. Nu-mi place. Și ea și-o ales culori. Oare o să avem păr, pere? Nu prea mă interesează. Păi de ce? Nu știu. Păi eu iubesc perele. Da. Văd care, aha, văd care. L-am stropit anul ăsta, am fost acasă, pe hai față. Să arăt... Și anul trecut am fost, au fost multe ploi. Dar mă mai miroși că-ți dau cu mătura. Uite, mă florița asta care anul trecut nu a făcut o floare. Ăla, acolo pe mijloc. Asta, ăla. M-a înflorit. Tu mă uda cu nasul lui, că nasul e atât de... Du-te de aici! Nu știu ce tare acum să mă miroase. Și anul viitor o să-mi facă mere. Dar uite că are boală. Cine? Ăsta. Ăsta? Da, da. Mere? Da, da. Păi de cine nu s-o stropesc și... Hai să vezi! Uite, uite! Frunză neagră, acum am văzut. Da. Acolo. Trebuie să stropesc. Și are păduchi. Și ai din ăla de stropit? Nu, m-o spilat, trebuie să mă duc să cumpăr. Da, mai ai acolo, când am ridicat, am simțit că da? Mai este soluție. Da? Ah, păi atunci când nu mai plouă, îl dau. Că acum dacă îl dau, nu știu dacă își face efect. Ciu-ciu-ciu! Ciu-ciu-ciu! Merem după Natalia. Merge? Nu, hai să plecăm, hai! Hai, hai să plecăm! Hai, merge după Natalia, hai da! Hai da! Nu, schimb geaca ta? Da, schimb geaca, nu, că mi-e cam rece. Nu, hai să o schimb și eu. Da, mergem la piață. Mergem prima dată aici. La noi, la piața noastră. La hala aproape de noi. Nu pot să-l numesc piață. Lasă că o să fie. Nu am ajut o să fie. Să vedem dacă găsim ceva gogoș. Gogoșar, gogoș. Gogoșar. Abii ca pe acel loc, că nu știu. Ce vrei tu? Căstrăveți. Mai bine. Ne trebuie pentru zacuscă.
De ciuperci. Nu prea mă trage inima nici la zacuscă, fiindcă nu sunt acum timpul lor să pui. Dar ce vrei să faci cu... Păi da, fac așa cu mâini, dar ce știu eu. Și mai mergem la... Hai numai, tot în față. Dar de ce este omul ăsta? Că el are prioritate. Nu, vreau să pe tine. Ce am în spate aici? Aoleu, lăsat-o. Și nu trebuie să duc acasă. Au zis că să-l las aici la mine și să-i repar cumva. Trebuie să-l pun undeva în auto. Numai nici el nu știe ce să facă, să-l facă, să nu-l facă. Să merită, să nu merită. Exact așa aparat, Angie, a avut Elizabeth, unde am lucrat eu. Jura, din ăsta nou, a costat peste 1000 de euro. Acum am văzut, e undeva la 200-250 de euro. Am luat geaca de iarnă pe mine. Dar păi sunt 6 grade, oameni buni. Nu. Cum să mă duc cu geaca de primăvară și tricou? Încă mai vopsește aici? Cum dacă zice că pleacă piața de aici? După ce mai vopsește? Nici ei nu știu. Trebuie să parchez undeva. Uite aici. Să știi că florile alea miroase, au miros. Să seamănă pe copilul al Alina, pe Matei. Hai că mergem să vedem ce e aici. Așa de mult ne-a plăcut ieri la pădure. Îți iau brânză, mai vrei? Auzi? Da, vrei după, brânză? Nu, după zilele astea. Iar o să fie ciuperci multe. Da. Ce facem? Mai mergem? Nu mai mergem. De ce? Cine vrea să vină cu noi, să ne scrie mesaj și ia că-l ducem la pădure să-și culeagă ciuperci. Sora Zâna, te invităm. Sora Zâna e la București. O zis că așa și-ar fi dorit să fie cu noi. Cât e să vină cu avionul? O oră? O oră. Pădurea nu putem să o ducem la București, dar dumneavoastră puteți să veniți la noi. Să mergem la pădure. Da. Vă primim cu tot dragul. Dar ce are mașina asta? Să dă duhul. Hai acheile de la mine de buzunar. Care buzunar nu știu. Direct. Nu, hai să punem cu mașină. Nu, hai să vedem unde am. Ce bine că m-am luat geaca de iarnă. Așa frig a fost. Am ieșit la pică? Aici e. Dar v-am filmat, cred că deja. Nu vreau să filmez. Aici nu vă arăt pe doamna, vă arăt numai locul unde îi. Are brânză foarte faină de oaie. Preț foarte bun. Luați mai mult, vă face preț și mai bun. Veniți că îi brânză faină. Cine cunoaște aici hala asta? Cu alimente? Nu, că am putea să culegem ce preț să le ducem pe piață. Facem bani. Cu câte kilo de ciuperci? Cu vreo 20-30 de lei. Cam așa ceva. 10 kg, 300 de lei. Na. Uite ce faine flori. Așa am plac. Uite ce faine s-a astea, Angie. O să iau, cred că de zalul mamei, nu știu. 40. Nu prea-mi place prețul. Dar sunt cam micuțele. Faine.
anul trecut, să minte ce faine le-am luat. Mamă, ce faine fosare. Tu de ziua lui mami le-am luat, nu? De ziua ei sau de ziua mami sau ceva de genul? Mami, mai stai? Sus este fast food. Sus este fast food. Am un leu, cred. Imediat. No. O filmez aici la hală. Ai porumb la păsări. Ok. No, hai să vedem și noi ce mai este pe aici. Uite ce faină gulie, mami, cu trei lei bucata. Să știi că e mai ieftin ca la piață, până... Uite ce faină piață. Da, mamă mia. E mai fain ca la piață, Mihai Viteazu. Mai ieftin, refer. Bujor. De când își dorește mami bujor și nu are noroc de... Kilogramul 5,50 lei. Dacă afla mii pe bucată. Dăm o plumbuță din aia, dar... Da, mami. Arată cu cât iau eu bucoșală. Cu 5,50. Și cât e... Da. Uite acolo. Da. Ăștia sunt un pic mai... Na, ce te-ai speriat? Necăjuț. Acum mi-am amintit cât a fost la Kaufland. A fost 15 la Kaufland. 15? Da. Da, să fie eu. Nu, mami le mai alege. O pun aici, nu cumva s-o uitat, bine? Că cum să nu le aleg? Da, asta vreau să spun, că le iei la preț mai mic și le alegi, care sunt mai necăjuți. Mai necăjuți. Da, ține, că le-am mai multe. Le-am mami cu 50 pentru compot. Se face așa compot, nu pentru iarnă. Așa, să mănânce el. Le nu-mi place compot. Și astea sunt pentru consum. Acum am auzit că acolo unde a fost hala, a fost am o piață mare, o să punem mese acolo. Bine ar fi, după Paști. Da, mi-ajută. Nu mai merem la piață mică. Numai să vedem fetele de la Macu Galben. A, noi merem când e doar de ei. Nu mai ne căutăm tot una. Stai să vedem cum decurg lucrurile. Da. Faci acum târgul de Paște, după Paște imediat vreau să fac acolo. Mami, nu mai e oțet, mai e oțet. Am dat proiectul ăsta. Am văzut pe telefon, da, ceva. Unde e Titi, că nu mai văd. Bine. Serios? Am zis că era plecat în Germania. A, e plecat. Păi de-aia. Ăștia cu câte? 13, hai de-aia. Cu câte sunt roșiile, mami? 13 lei. Bun. La Kaufland des... La Kaufland des vreo 30. Am venit să deranjez pe mine aici. Dar nu, o să fie niște, că nu mă deranjez vreo deloc. 7 lei aia. 7 lei. Și iau și niște roșii. Ok, kiwi mai ai? Mai am. Nu? Am uitat să fiți singur la Kaufland. Eu te-am întrebat când a fost la Kaufland, ți-au ceva. Trebuie să duc și eu, uite cât ai. No, ce mă bucur că o fi totuși piață la piața mare. Ce să mă iau? Ai gris. Nu știu dacă o să mă iau. Gris? Da, eu am înțeles clic. E o clisă. Aș mânca clisă, într-adevăr. Mi-e foame, da. Că numai banane și măr am mâncat. Mi-s la regim. Dar clisă cu roșu și cu pită, ai, ai, ai. Mai aude omul și ce... ce nu se spune de foame. Aș mânca o țară de clisă. Clisă de mangaliță aș mânca, mamă. Hai să mergem.
Du-te, ia plasă prima. Da. Dar ce aveți spus dacă ne aude? Of. Are. Lasă, nu te mai aplec. Am vrut să filmez turnul de apă, ce faină e, cu iederă pe el acoperit. Nu știu, mă duc să aduc plasă? Da, aduc. Dar să vede în umbră, o, oh, în fază cu lumină. Telefonul ăsta. Da, să vedem unde dacă vine în sus. Păi aici au cartofi. Da, sus, acolo, la etaj, dar să faci. Dar de ce au pus aici? Dacă cine vedem, vedem unde. Trebuia acolo. Este, este acolo, dar nu l-ai văzut. Da? Da. Ce bun e. Uite-te să vezi că este. Da. Uite, vezi că scrie. Vezi? Nu, hai să luăm și cartofi. Mai am, mai am. Mai am un seculeț. Și acum ce facem? Mergem acasă. Serios? Da. Mai mergem la Piața Mică. După ce? Păi, nu știu, ai destui gogoșari. Oh, că prea mult. Nu mergem un pic la piață dincolo. Nu că avem nevoie de ceva, dar imediat trebuie să iau pe Natalia de la grădiniță. Austriacul ăsta nu e obișnuit cu România și merge ca pe altă da. Planetă. Așa-i? Din Vels, cred că. Da, am ajuns să... Ieri am fost tată Zantipo și astăzi cu geacă de iarnă. Păi 8 grade, măi oameni. Vezi că... 8 grade și alaltea au fost 30. Mami, alaltea... Du-mă la Kaufland. După ce se întâmplă la Kaufland? Poate găsești ceva la promoție. Este oală. Tigăi, tefal, ți-am arătat. Așa la... Legume nu prea este. Da? Asta nu merg. Are citează? Aoleu! Am mâncat barană și măr și zici că am țuică în mine. Dar de ce n-ai mâncat mâncare? Am băut și ceai. Ce să mănânc mâncare? Bine că poți să mănci... Că ai făcut macaroni, nu mănânc macaroni. Dar ce vrei, mici? Nu, eu ți-am spus că ciupeci cu ouă și așa... Ți-am spus că Roberto a reușit. Nu m-a spus, ce? Ce-a reușit? Te-a dat carnetul? Încă nu, o să vedem. Dar și atunci ce-a reușit? Nu las, îmi răspund. Am ieșit din garaj, da? Și eu am vrut să mă îndrept și să dau un pic pe spate, știi? Dânsa au venit de undeva și n-am mers pe banda aia la altă să își vadă de drum. Da. O sta la mine în spate. Și eu când dau pe spate, nu m-am așteptat, că nu era în spatele meu, de au venit cu viteză de undeva. De după colț, știi? Și eu să dau un pic pe spate, când mă uit în spate, atâta mai era să mă bag în ea. Dar i-au așteptat să te bagi în ea. I-au stat acolo. Da. Deci au văzut ce manevră faci și nu... Și când am dat pe spate, ea nu... Că mi s-a prins de becurile pe spate, că urmează să dau pe spate. Ea nu a dat și eu pe spate, ea s-a blocat. Așa m-a speriat de ea. Dar cine? Nu v-o zvolt pe cine de noastră? Nu știu, dar când o văd, o să o cunosc după mașină, că avea mașină smart, din ăla micuț, de două persoane. Uite, un Florin Bagrin.
Și tu ce ai aia, bagrin? Bagrin. Salcăm. Luni vine la noi Eva cu Mari. Eu am vrut să numai să-mi dea o idee. În ce dată suntem noi? Nu știu. Păi vezi. Eu am vrut numai să-mi dea idee, așa, o idee cum să face, să facem exact ca ele, să nu mai deranjezi cam ce a fost la noi. Că ele săracele vin de la lucru, cum ar veni. Nu, n-ar fi alt lucru, că... Dar nu, totuși nu merg acasă să se odihnească bine. S-a lăsat Carmen mesaj? Da, m-a lăsat. Și? Mâine o operează. Extraordinar. Îmi vine să-mi dau cu palma pe ăsta frunte. Doamne ferești! Ce ai? Păi de atâta vreme, de o lună de zile... Nu, nu, nu. Mâine, poi mâine, săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. Carmen ar vrea și ea sărăcuța să vină de soa mea, dar unde să mai vină? Păi, eu i-am spus la Carmen că nu-i niciun deranj, că i-am zis că nu vrea să ne deranjeze. Cu ce să ne deranjeze? Dacă vrea, mă duc după ea, da, o iau, o duc da, la noi acasă, câinele da, duc la grădina zoologică. Și bine o fi. Dar rămâne cu mama ei, că mama ei e la ea. Nu, mă, așa zic că hai, dar ce după mine, că nu poți să o forțezi să vină la noi. Aș putea. Ai putea? No, Carmen, ce să mai fac cu tine? Și ea sărăcuța ieri de la 4:30 de dimineață s-o trezi, nu mai dormit. Că se internează. După aia, stai, du-te, du-te acasă, strângeți lucrurile. Acum, iară, mâine. Că de astăzi până mâine e o zi. Da. Și săptămână după săptămână s-o... Da, asta e altă treabă. Depinde de doctor, nu? În loc de parcare, de atunci de nu mai stau aici. Așa mulți să fie. Nu am ce să fac acasă. Cam noi. Da, noi ne plimbăm, pur și simplu. Trebuie să văd totuși cât e ceasul. Îi 12:20, mai 20 de minute. Atunci fac o tură pe-n piață. Cine știe ce mai vede? Hai că pun pe pauză până ajungem în piață. Rectific zvonul meu despre Carmen. În mesaj mi-a scris că în curând intră la operație, deci astăzi. Astăzi. Dar eu vorbeam și cu verișorul meu, făceam și ceva pe tabletă și mi-a scris și Carmen și acum mi-am amintit că stai mă, că parcă o să sal cumva. Într-adevăr, deci astăzi o operează pe Carmen. Da, Dumnezeu să fie cu ea. Să fie bine, să nu mai aibă probleme la ochi. De acum 100 de ani. Carmen mai trăiește 100 de ani. Cum am spus eu la Nana Florica, am spus Dumnezeu să țină barem 9 ani, ca să fie 100. Da. Da, dar ai văzut ce a spus ea? Ce? Când am zis că să țină Dumnezeu barem 9 ani. Și eu vin și fac tort. Și de-aia să... Nu, cum o zis, Doamne, că nu vreau să mint. Mai văd eu.
Dacă ea are de gând să mai trăiască, nu are. Mai văd eu. Și după aia se uită. Poate că s-o referi că poate are altă ofertă mai importantă de tot. Mai văd eu. Eu de trecut o zis, dar nu mai vreau să trăiesc ca ta, că numai lucru. Păi dacă când ea se trezește, ce să facă? Ea se gândește că trebuie să meargă la grădină. Da. Și ăsta în spate. N-ai văzut de dubă. Nu-i colega mea. Am crezut de parcare. Las că mergem să vedem și de două. Dacă parchezi acolo, vine poliția locală. De-aș avea loc acolo. Ce fain e casa asta cu turi. Ioi. Oh, ne mai îmbutim mult. Mai un pic mergem pe Natalia. Mă, vezi ce aiure e aici? Lasă, că se face piață nostru. Da. Ne scapă Dumnezeu de aici. Nu ugea puma. Uite că ei nu s-au fugit. Da. Uite aici, uite la coadă stau. Tot la coadă stau. Aici nu poți să parchezi. Unde? Aici. Poarta. Hai că pun pe pauză iară. Mergem puțin la piață. Ce fain e să aici pleșcovița asta. Dă-o încolo de pleșcovița, mâncă măr și banană. Hai pe mușorul. Ce te-ți? O zis Angi că vrea cireș pitic. Cireș? Da. Și noi, ăla, a, noi avem vișini. Noi avem vișini. Da. Cireș chinezesc. Aha. Nu știu. Nu cunosc. Noi avem cireș japonez, care face numai flori. Da. Nu o fi la fel. Uite, mă. Măr columnar, da. Bună, bună, doamnă. Cireș aveți? Nu. Nu aveți cireș? Nu. Deja s-a terminat sezonul. Ok. Pareți columnar? Da, columnar. Nu, nu am. E okay. Terminat. Ok. Terminat. Nu mai are. Cireș. Păi tu n-ai știut să zici numai acum. Bine că n-ai spus la toamnă. Uite, Angi. Nu-i coacăze. Coacăze? Ba. Coacăze. E grișe, știu eu că le spune. E grișe, uite, în sală. Uite aici, uite aici. Uite, a grișe, nu. A grișe. Nu-i grișe, nici. Nici asta n-am știut cum să spune corect. Doamna. Doamna cu florile. Astea-s frumoase. Da, albastră și roz. Floare de piatră îmi place mie. Păi, mai ești. Alea-s fain, nu vreau să fie. Ție-ți spune. E prietena lui mama cu florile. Asta care o întorci pe parte și parte. Aha. Dublete. Nu știu. Natalia. Natalia. Acolo unde e geamul la tata tău. Geamul la tati? Da. Ia acum sau altă dată?
altă dată, până... Nu prea am... Astea îmi plac că... Ales mai faine. Nu aia mă refer. Zdurule. Fain. Păi asta zic, astea sunt mai faine. Da, păi da, iau mai multe culori. Albi faine ară. Așa nu vreau. Da, mami, dar astea să fac vara asta și vara următoare nu se mai fac. Până nu putem să găsim niște flori care să fac în fiecare an. 60. De plastic, nu este din astea. Că ție și așa îți plac flori de plastic. Și pune acolo pe geam și bine. Le ai așa în viitor. Nici nu trebuie, da? Nu? Da, chiar că e fain. 90 vă dau? Nu. Hai. 5 lei poza, domnul. Ok. E ok? Da. N-am zis 10, am zis numai 5. Păi să vină la dumneavoastră să-l cumpere cine vede, că eu imediat pun video ăsta. Aha. Și s-o grămadă de aici care văd. Bine, bine, bine. Ar trebui să mă plătiți dumneavoastră. Hai. Am aranjat-o pe doamna. Da, o glumit, știu că o glumit și eu tot la fel. Uite că... Da. Nu văd. Da, dar știu cum este, că-s 4 lei ăsta. Știu că cum e zici. M-am împot. Întrebați că-s alu domnul, uite. Eu vorbesc la telefon. Eu vorbesc la telefon. Uite, mami, astea-s faine, mami. Să le pun la geam. Uite ce frumoase e. Tot din alea pun, care nu-mi plac. Și anul trecut. Știu, și anul trecut. Doamnele să cumpere ouă. Da. Tot zic că le-am pus ouă. N-o vezi? Serios, pe cuvânt. Ai văzut? Că am zis că le-am luat să le-o de aia. A, nu numai de asta. Le-au văzut dacă loc că le-ați făcut. Da. Eu m-am uitat, dar am văzut numai când ați fost în piață. Aha. Apoi m-am uitat atât. Ar venit două și mă găsut. Auzi, dacă ea nu că mai multă face reducere. Da. Deci veniți la domnul Ionica, prietenul nostru din piață, să luați nucă. Mami, de câți ani știm pe domnul Ionica? 10, 15? 15 de ani, 20, poate, de ce la piață. De când ai venit? De când am venit? Da. De mult, chiar de mult. Vânzare bună. Zice că o să fie iară piață. Da, da, da. Deci, acolo unde a fost hala, acolo o să fie. Știi? În partea aia. Oare o să fie sau numai misiunea electorală? Deci, acum de acum Paște, bine, după Paște, după Paște. Lasă-mă să spun. De Paște o să fie ca un fel de reclamă pentru piață. Și așa. Și după Paște o să fie piață. Da, da, mă cerem că nu o să mai fie și o forță meci. Exact. Mă cerem că nu o să mai meargă lumea, nici văzătorii, nici curătorii ar fi, care din zonă vin. Șerii piațului, eu chiar acolo am fost când am vorbit cu nevasta lui Zintic și a spus că nu o să mai dea voie la cei care au fructe exotice, cu banane, cu șapte. Producătorii locali. Nu, așa, nu ați fi bine atunci. Eu zic că să te interesezi și să-ți rezervi o masă și pe acolo. Păi, acum am fost la Paște, o fi. Și eventual mama să stie acolo. Dar nu, da, dar nu fi. Nu, până, după Paște. După Paște. Vii dimineața și mei după masă. Interesează-te. Mă interesează. La conducerea piețelor. Ciao, ciao. Lasă-o încolo. Că de acolo nu mai mâncăm. Dar și noi avem, dar ai văzut că mișcă minte. Dar acum o luam mami brânză. Mă duc acasă. Dar nu mâncă, să mânc numai șoancă. O dă bine. Da, e fain. Hai să vă iau un. Uite, mami. Asta e roșie. Prima recoltă. Prima recoltă. Una? Una. Una de aici, una de la domnul. Una de la domnul. Ce miroasă ceapa. Uite ce mare. Miroasă ceapa. Așa, îmi doaie punctele.
Dar frunzele nu ți le trebuie. Ba da, aia nu știu ce-mi voi. Mă lua de grădin de ale. Domnul era la piață mare, vindea da, frunză și gândea. Am, da, mai un pic frunză cu alea. De crapule, e cam așa. Să știți că o să fie iară piață acolo ceva. Unde? La piață mare. Nu mă duc acolo. Nu, nu mai cer, stai aici. De la Budrov. Okay. Zare bună! Mă bine. Da, aha. Dincolo a fost cu 3 lei și ți-am spus și nu mai băgat în seamă. Și era mai faină ca astea, așa-i? Ce faină? Am bă... Mamă, cu ceapă? Ceapă, apă de apă, doamne, 4 lei. Asta o băut mai multă apă. Dar uite ce aici da, e faină, doamne. E faină, e faină. Faină. S-o vindeți sănătoasă. Foarte, foarte faină. Angi, dacă guși, nu mai pleci acolo. Rămâne amanet. Fain, mami, cartofi. Super. Unde e mami? S-o împotmolit unde-i luat? Morcov, ai zis că n-ai. Mamă, cât e-s morcovi? Morcovu? Uite, mai este și în față. Uite, ăștia au fi 5. Așa nu e sigur. Nu. Ce ai puțet? Nu-ți place morcovel, numai morcov. Uite, nu vrei șlapi. Este că vrei neapărat să-ți cumperi șlapi. Le udă cu meu legătura. Văd acolo iară morcovi. Dar cât e normal kilul de morcovi? 3 lei, 4 lei, 5 lei maxim. Serios? Și domnul ce e 10? Da. O costa prea mult îngrășământul, poate. Ce e 8 lei? Da, cu 5 și 6 vindeți. 3 kg ai? 25 lei? Colebin și nostru. Colebin și nostru. Toată lumea are probleme cu digestia, doamna spunea colibir și nosta. Da, chiar arată fain. Ciao. Ciao. Nu cunoști. Infirmieră unde am lucrat. Ioi, mai lovit în telefon. Da, numai n-avem unde să sămânțăm. Morcovi. 5-6 lei. Dar totuși unde s-o dintoare? Unde vecin? Nu, 5 lei, 6 lei. Haine, șoancă. Dar nu vine, da? Dar nu știți prețul cât e. Ce? Cât e prețul? 6 lei. 6 lei? Vă dau cu mă? Da. Nu, sunt haine ăștia. Vă servim, numai... Mai avem timp.
41, mai 10 minute. Mă, 5 minute dacă stăm la fețe, atât? Mă, stăm. Voi puteți să plecați la Eva, dacă vreți. Ce-a să pun Eva, dau dacă doriți să vă. Și vii la Eva? Dar dacă vii prea târziu? Păi, dar acum vin. Da? Nu mai ai timp preumbli. Bine, e. Vom merge un pic și la fete să le vedem, doar să le salutăm și după aia plecăm, noi după Natalia. Ajungem acasă, vă arătăm ce am cumpărat și o să facem zacuscă cu ciuperci. Bună ziua! Nu am avut inspirația să vă luăm cu noi la pădure, la cules de ciuperci. 15 kg am strâns. 15 kg? Da, într-o oră. Acum da, ieri a fost frumos. Da. Aici e și mami. Da, imediat o să mergem după ea. Îți dai seama 15 kg de ciuperci. Le cunoașteți? Da, și mâncat, da. Nu. Eu meream de dragul mersului. Nu, deci el le cunoaște că el merge și duce și lui acasă. Și el unde a crescut la Codru Boma, păi el în la păduri cu ciuperci a crescut. Da, atunci aproape de mâine așa, de mine. Da, știu. Am văzut când o povestit odată. Da, da, și am mâncat în ele, sunt bune, n-au nimica, nici măcar gaze nu mi-au făcut. Da, da. Sunt faine. Nu cred că, Ange, nu vezi mintea? Nu. Eu nu. O cafea așa rapid. Nu, că n-avem timp de cafea. Am venit scurt, că mai avem vreo 15 minute să venim după Natalia. Nu am venit, că așa. Avea din tot așa, că am luat azi în iată când am ieșit afară. Frigul? Nu vezi ce geacă am luat de iarnă? Dar ieri m-am văzut la Eva, toată lumea e de la tricou, un șlac, fără șosete, ardă, uite-te cu căldeni, cu vezi. Ieri a fost atât de fain și astăzi extreme mari. Da. Prea mare diferența. M-am uitat și eu la răsadurile alea, că toate sunt plăștite. De la toate din solar, de la cald, da, 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 da. Șoc da. Termic. Așa, așa pățăm și noi. Păi am mâncat și ieri și astăzi și facem zacuscă din restul. Și acum, după ploile astea, am zis la mami, dacă vrea să mai mene să mai culege, că sunt foarte faini. Uau, ce faini sunt, dulci, cărnoase. Mi-e mica frică de lemn, te-a spus. Da, mă, dacă le cunoaște. Păi, le cunoaște și mami, da. Le cunoaște și fratele Costel, care el a crescut în pădure, practic. Da. În fiecare zi era la pădure, da, știi? Da, mă lăsa în pădure. Nu. Bună, bunica! Uau, ce fain! Ai, ce fain! Și cum le cheamă? Nu știu cum le cheamă. Dar le-ai văzut? Am văzut-o pe Natalia. Nu, alea, așa ca și șampioanele. Nu, le mi-e bunica, îi ai luți care se opărești și se fric panel. Știți de care zic? Știu, știu. Mami, tu știi cum le cheamă? Eu nu știu că... Eu știu că... Da, știi cum sunt ca și alea de la Kaufland? Șampioanele. Așa, sunt identic. Da, da, da. Ai văzut că la noi la țară se face pe... Unde sunt oile sau vacile, bânale alea. Asta... În pădurii n-am mai strâns niciodată așa ceva. Dar din alea unde e roz așa înăuntru, știi? De roz înăuntru, alea spune, știi? Da. Deci fratele Costel, cu două zile înainte, de acolo au mers oculeț, au mâncat, știi? Da. Au gătit acasă și eu am încredere în el, că le cunoaște. El a văzut, aia nu-i bună, aia e bună. Dar nu-i problemă, că noi așa l-am mâncat ciupercea, păi văd că încă nu suntem... Dar nici măcar indigestie n-am făcut, știi? Că da. Este care fac indigestie, balonări sau ceva, nimic. Foarte bun a fost. Ce ne mai gătit azi, bunica? Astăzi faci zacuscă de ciuperci. Ce să fac? Zacuscă de ciuperci. Da, dar să... în congelator, dacă le opăriți? Nu am. Nu mai avem, nu avem. Eu am congelator cu două setare mari și unul mai mic. Da. Și plin. Aveți altă ecop sau luați? Să faceți porție mai mică. Eu am luat de acolo niște ardei, așa, sunt pe doamna. Știu eu. Cu ce mai mică. Doamne, ce fain arată chipul. Și... Vreau să vă dau să păstrați o pugăție cu un saleu. M-a descurs-o cumva. Ce? Nu, nimica.
Nu că n-am mâncat. Nu vor să le dau să guste o păgăcică. Mă duc acasă, o la mami roșii, brânză. Și mănc un pic de șoancă, bun, știi? Da, merge. Merge salata cu ceva lângă. Da, un pic de șoancă. Merge, să înghite. Da, merge bine. Avem și pită de la zădăreni. Ați fi vrut pită de la zădăreni? Eva, ai fi vrut pită? Eva, nu mai... Acum de vreme mănâncă prăjită cu mine. Din aia de la zădăreni? Nu, nu, am cumpărat... Pare când am cumpărat și am pus în congelator. Ok. Dar eu n-am știut că mă duc la zădăreni și am luat două franzele de aici, de hală mari, și pâine, și mai altă franzelă. Dar mă duc acum acasă, eu aici mănc, că mai pot. Cât mai ai până când trebuie să plecăm? Trebuie să plecăm. Hai. Mai avem 13 minute. Nu, hai să merg. V-am lăsat fetele, nu mă ascult, am intrat la voi. Încă ați venit pe la noi. Chiar ne bucurăm. O să mute viațul înapoi la noi. Da? Așa, ceva numai țărănime, deci nu cu fructe, logice sau ceva, nimic, numai și atunci o să venim mai așa. Oh, nu că m-am zisat. Să vedem, să vedem cum o fi. Să vedem, dacă îți spunem și tu, Eva. După Paști, după Paști. Da? Da. Acum nu știu eu, aia care au venit de acolo și sora Cioaspa aici, așa, da, sunt obișnuit, dacă să mai duc acolo înapoi. Ați văzut? Nu facem mai. Două zile pe săptămână, bunica, nu se poate. Stai tu liniștită, că venim și aici. De fapt, eu m-am atașat de unicarn. S-ați obișnuit? Da. Da. Și cine știe ce mai îmi place acolo? Îmi place acolo la... Noi zicem pitic, da. Cu fructe multe. La Vale, e un vânzător, are multe produse. Are de toate, da. Are de toate. Și acum am luat gogoșar așa. Și da, ce fain arată. Și 5 și cozonaci am făcut azi. Super. E aia acolo, expus? Da, uite așa. Deci la Paști, cine vrea comandă? Oh, da. Trebuie comenzile dinainte de Paști, cu cel două, puțin 2-3 săptămâni. Două, trei săptămâni deja... Fiindcă se adun comenzile și, nu mai... și atunci nu fac față, da. Fetele. Aveți deja comenzi? Cum să nu? Ok. Deci trebuie să vă grăbiți. Da. Cine vrea cozonac? Da. Și nu numai cozonac, nu? Da. Să facem. No, bun, v-am lăsat. No. Fetele. Pa, pa. O să ne uităm, o să ne uităm. Dacă mai merem la pădure, vă chem. Carmen, o pus-o la operație. Da, la operație. Poate deși gata deja, de când o... Nu știu. Poate că nu mai o să poată să scrie, știi? Da, dacă nu vede, da. Eventual sură. Sună. No, bun, ceau, ceau. Ceau. A, trebuie să o sunăm noi. Pe Carmen. Nu, uite-te, mami, așa-te begoniile astea, îmi plac. Așa-s frumoase. Da, și astea stă peste iarnă. Nu o stă peste iarnă. Begoniile nu stă peste iarnă? Astea, dacă le pui să nu înghețe undeva, aha, să le păstezi. Ok. Da. Mulțumim, săruna. Nu mergem după Natalia și vă filmăm ce am luat cu casa. Mami, nu mai este timp! O idee! O idee. Sper să nu fie două idei. Înăuntru nu mă o să filmez. Da, ceau, Natalia! Ceau, iubita mea! Asta vă arăt tati ce ai făcut! Wow! Și eu vreau să văd. Da, am văzut roșu. Ce făcut și... Am făcut și eu ușor. Și ușor. Ce fain. Da, eu, ți-am trimis un grup de furaj. Le-ai văzut? Nu, n-am văzut. Nu, ia vezi că ți-am trimis. Eu pentru fată le-am trimis, să le arăt ție. Să ține unul de altul, e furaj și să joacă lambada sau ce joacă. Da, da. Ia vezi, acum... Nu, lasă-i, doamne, să joacă la pată. Nu știu
ceva, nu lambada, ceva. Mergem către casă. Am luat bunicuța noastră. Natalia, mai merem la pădure, la fratele Costea, să culegem ciuperci. Ți-a plăcut? Îi place ei să primească. Nu, că da, îi place, nu știu să. Dar nu, ieri s-a bucurat de activitate, ce a făcut, a fost la pădure, îi place la pădure. Ce tare zbiera aia, am găsit! Așa mașina are să amă din asta. Da? Tumbă din asta, nu mă. Da, da. E numai de 3 ani, e faină. Nu vă filmăm când suntem acasă, nu? Da. Domnul a vrut să parcheze aici, uite. Să stă în mijlocul drumului. Poate trebuie să descarci ceva pe aici, mă, cine știe. Vorbește la telefon. Nu, trebuie să descarci, sigur. Dar doamna asta... Mai repede mere vântul ca aia. Are 30, e sub 30. Nici chiar așa tare. Lasă de pace. O las, ce să fac? Dacă mai pune foarte periculos. Bun, așa cum îmi spun să stai în spatele camera asta, e foarte periculos. Pentru mine e periculos. Eu-s periculos. Hai, ce departe e. Cu 20 mergeam, mamă. Înseamnă că nu a fost stresată, nu a fost... Nu, e doamnă mai în vârstă. Grăbită, doamnă, da. Doamnă mai în vârstă. Poate, zic eu de la mine, poate nu vede bine, poate. Dar totuși, uite, urcă în mașină și își face treaba. Dar e pericol, mamă, da. Pericol și pentru ea și pentru alții. Casa asta mică mă place, e așa. Doamne, ferește. Pe timpuri. Nu e fain. Nu știam ce miroase banana. Nu, bine, vă filmăm că nu am ajuns în casă. Puțin ce am cumpărat. M-am înșelat roșii. Cu 13 lei. E aici pregătit. Dar pentru ce e asta? Zacuscă mere așa? Cu asta? Pâlnie. Miroase-și tu roșiile astea. Mama mia! Foarte intens miroase lozele astea, sau cum le cheamă. Foarte intens. Am luat și mere. Am luat și ceapa care deja ați văzut-o. Și să vă arăt Bogoșan. Care l-am luat. Vă dați seama că acum nu se pune ciuperci, că n-ai ce străbă. Deci Gogoșan nu e la care știm noi sau Capia. Și așa mai departe. Toate nu au gust. Dar decât să dau 18 lei pe kilogram, mai bine am dat 5 lei. Și mai coapte sunt astea. Na, uitați acum să vă arăt. Chiar. Deci, uitați.
tot roata e bună, doar aici eu fac așa. Și n-are nimic. Și n-are nimic. Și nu mai dau acolo atâția bani. Vedeți? Că e 18 lei kilogramul ăsta, au fost 5 lei. Lei mai ieftin ca toamna, când e toamna, e 6-7 lei. Serios. Așa. Și nu numai ea e așa, toate e așa, fără defect mare. Și asta m-am luat și mele cu 50 și astea-s faine. Și aici nici nu știu ce am, sincer. Să vedem ce am. Grunza, cum să zice, straița e goală. Ah! Morcovi. Morcovi mei. Le-am luat cu 6 lei. No, hai, arată-ne un pic brânza cum arată, poți să-mi tai și o felie. Mă duc să editez video, să-l pun și după aia vin să mănânc. Da. A, acolo să ridic, sau ce ai luat? Deci asta e brânza de la doamna care nu a vrut să fie filmată. Eu a fost rușine, nu că... Da, e rușine, nu. E mai rușinat. Cu 35 kg? Da. Frigiderul face așa, nu știu ce are. Câteodată face, câteodată nu. Foarte smântânoasă. De la loc, e prea băgat la pereche. Fain arată. Stai că eu m-am gândit să fac altceva. Nu. Acestea sunt cumpărăturile mele. Eu sunt mulțumită. În tot caz, nu fac eu acum ca să rămână pe iarnă. Nu. Mâncă ei până la toamnă, nu mai este în vara asta. Dar eu sunt mulțumită pentru ardeiul ăsta cel al meu. Uitați. Un pic e sus, am văzut. Aici. Da. Vă dorim numai bine. Pacea lui Domnul Iisus să fie cu voi și cu noi. Pace, la revedere. Hai să fac și o poză. Da. Stai. Uite așa. La revedere. La revedere. Să-ți aud glasul. Sunt gânduri ce mă apasă, dureri pe care le ascund. Am obosit și mult prea greu mi-e pasul. În umbra mea e un trecut pe care nu pot să-l uit. Sunt răni care ce nu mai apun moment.
plecat spre mine. Și-n palmele străpunțe, durerea mea s-a risipit. Cu dragoste mi-ai spus, eu sunt cu tine. Și pot să îndrăsnesc știind că lumea